Foarte rapid recapitulez ce s-a întâmplat și de ce au apărut și aceste denumiri. În timpul războiului mondial a fost trimis către pământ informații despre a accesa energie atomică. Oamenii care erau pregătiți l-au primit, dar știm foarte bine, cei care conduc lumea, politicienii, cei care vor să aibă mai mulți bani și mai multe putere, repede folosesc metodele științifice, acele coduri, acele informații, acele tehnologii extraterestriale care sunt trimise către pământ, repede le folosesc în sensul putem să numim și negativ, pentru mai multe puteri, pentru mai mulți bani. Și în loc să folosească energia atomică într-un sens pozitiv, au creat bomba atomică, comunitatea galactică care supraveghează evoluția omului de peste 1 miliard de ani, au văzut că în timpul războiului mondial omul este pe cale să se autodistruge încă o dată. De ce zic încă o dată? Din cauza că acest lucru s-a mai întâmplat încă alte 3 ori pe pământ. Era în perioada Pangeia, perioada Lemuria și perioada Atlantida. Omul a ajuns la un nivel ridicat de înțelepciune, de informații, de tehnologie și în unii dintre acei oameni au făcut lucruri negative și s-a distrus comunități, s-a distrus planeta, s-au resetat. Și data asta ei au zis, încă suntem bine, încă avem timp și putem să oprim umanitatea să nu folosească energia atomică în sens atât de negativ că se autodistruge, că știm foarte bine, datorită bomba atomică și alte lucruri, s-a creat gaură în atmosferă și așa. Și ce au făcut? Comunitatea Galactică a dat o chemare universală la toată universul, la toate planetele, la diferite dimensiune. Pământul este într-o perioadă critică, avem nevoie de voluntari. Acei suflete care vor să se prezinte, să meargă pe pământ, să se nască prin corpul uman, prin pântecul mamei, om normal, dar sunt suflete cu vibrații ridicate. Suflete care în planeta lor, în dimensiunea lor, în galaxia lor, au vibrație, nici nu putem să închipuim, dar momentan numim iubire necondiționată. E o vibrație atât de ridicată, nici nu avem descriere. Ca și exemplu, sunt suflete la nivel 12D, noi suntem la 3D, maxim suntem la 4D. Suflete la 12D sunt acele suflete, acele entități care creează și decrează planete și universul. Atât de măreți sunt. Așa că după război mondial au coborât pe pământ 3 valuri de voluntari. Primul val a fost după anii 1950-60. Sunt copii indigo. Pentru ei era cel mai greu. Imaginează-ți un suflet, să zicem, la nivel de vibrație, iubire necondiționată. Coboară într-un corp uman atât de limitat. Vede în jurul lui atât de mult ură, război, dușmanie, separare. Eu omor pe vecinul meu. Eu omor pe semenii mei. Ei nu înțelegeau ce se întâmplă aici. Și mulți dintre copii indigo alegeau să sinucide că nu mai puteau să ducă atât de mult negativitate. Cei care au reușit să reziste, să continue misiunea care au ales, putem să spunem că au creat autostrada pentru valul numărul 2, care sunt oameni în vârsta ta, în vârsta mea, generații care acum au între 30-40 de ani. Noi suntem copii cristal, pentru noi a fost mai ușor, că deja autostrada era construit, noi am venit doar să fim. Da? Misiunea noastră, în principiu, este starea de a fi. Și atât. Nu avem nevoie să bubuim, nu am venit aici să facem nu știu ce afacere, am venit aici să construim nu știu ce blocuri, castele și așa. Este misiunea noastră, în principiu, doar stare de a fi. Și al treilea val a venit după anul 1990 încoace, care sunt copii curcubeu. Pentru ei este și mai ușor drumul construit de cele suflete care au venit. Acești copii vin cu vibrație foarte ridicată, bazat pe tabelul conștiinței de la Dr. David Hawkins. Au vibrație aproape 600, este vibrația pace, deci o vibrație foarte ridicată. Cine este la nivel de 600, influențează pozitiv peste 10 milioane de oameni în jurul lui, doar că este în vibrația pace. Și atât. Acești copii curcubo vin cu vibrația pace. Dar ideea este că și mama pânte cu ei, corpul ei, ar trebui să fie pregătită, se poate să aducă un nivel atât de ridicat de vibrații ca și suflet. Din acest motiv, multe femei care îmi scriu mie sau întreabă, dar de ce am avut avorturi, de ce n-a venit, de ce a venit gemeni și unul dintre ei n-a născut și unul a murit. Asta e motivul. Corpul tău trebuia să fie pregătită vibrațional și fizic, bineînțeles, că suntem fizic, minte și suflet. Din toate cele aspecte trebuie să fie pregătită ca să poți să aduci un suflet și să dai viață. Și a venit altera generală, copiii ăștia curcubeu care sunt conectați, primesc foarte multe informații și ei aici doar sunt ca să ridică vibrația planetară ca și noi și cu celelalte.